Guess who's having a mental breakdown? Mental breakdown. Who is it? How do you feel? Great. On your birthday? I feel great and blonde. So that means I'm double great. Someone asked me if we're together. Bună tuturor, eu sunt Denisa și bine ați venit sau revenit pe canalul meu. Bine, ați venit la un nou episod din seria Rezi Vlog. Este cel de-al doilea episod din Turcia de Rezi Vlog și cred că o să fie și ultimul, pentru că se apropie perioada rezidențiatului. Suntem deja în 4 septembrie și sunt puțin în urmă cu ceea ce voiam să fac, în sensul în care eu îmi propuneam ca până prin august, cred, nu mai știu exact, pentru că am tot amânat și în cele din urmă mi-am zis ok, ultima variantă până la 1 septembrie, o să termin materia pentru a treia oară și după o să mă apuc să o repet pentru a patra oară și nu s-a întâmplat, adică încă mai am vreo 300 de pagini din 850 ca să o termin a treia oară. Nu prea mai țin cont 100% de chestia asta pentru că sunt subcapitole și capitole pe care le-am făcut de vreo 5-6 ori, sunt altele pe care le-am făcut de vreo 2-3 ori. Cred că ați văzut și în videoul acela cu Daily Vlog din Turcia, o să vi-l las pe aici. Mi-am făcut un fel de tabel în care mă organizam pe zile. Și, de fapt, aveam capitolele și subcapitolele unul sub altul și scriam ziua în care repetam capitolul respectiv. Nu știu dacă ați observat, dar eu depun destul de mult efort ca să fac clipurile acestea. Asta nu înseamnă că mă plâng, Doamne ferește, îmi place foarte mult să fac chestia asta. Numai că, perfecționistă fiind, nu știu, poate tind să refilmez anumite cadre sau să spun același lucru de mai multe ori până iese bine cumva și asta îmi consumă destul de mult timp, trebuie să recunosc. Și pe de altă parte știu că îmi spuneați și voi și vă mulțumesc foarte mult pentru mesaje că să nu mai filmez atât, chiar dacă vouă vă place să vedeți clipurile și practic să îmi văd de rezidențiat. Da, stau destul de bine cu prima jumătate a materiei, de fapt cu prima jumătate mai mare, nu știu dacă v-am arătat, nu cred, cred că doar pe Insta Story, dar vă arăt acum. Mi-am făcut așa un fel de mini-schemă, uitați, și am terminat primele capitole, prima coloană și după cum vedeți, acestea sunt și cele mai voluminoase. De fapt, nu cred că vedeți că nu știți fiecare. Dacă nu ați dat rezi, nu știți fiecare cât de voluminos e. Și vă spun eu, pneumo e cel mai lung, cardio și chirurgia și pedi și hemato sunt destul de lungi. Iar aici avem un intrus, singurul care este mai lung dintre capitolele acestea ar fi capitolul de nefrologie. Eu am niște experiențe foarte dubioase cu acest capitol, în sensul în care l-am citit de foarte multe ori, cred că de 6-7 ori și efectiv nu știu, nu se prinde de mine. E scris într-un mod foarte dubios, exclud din start echilibrul hidroelectrolitic și acidobazic, pentru că acolo nu, efectiv nu vreau, nu, creierul meu nu vrea să conceapă și să integreze acele informații, nu. L-am învățat de foarte multe ori în anul 5, la examenul de interne, l-am învățat foarte bine. L-am tot repetat, nimic, nu vrea să se prindă de mine. În rest, sunt capitole destul de ușurele, gastroinfecțioase, neuro, dar măcar este scurt. Reuma, uro, orto și gine. Deci am făcut 543 de pagini și mai am 338. Și ia stați să vedem, 338, că aș vrea să termin în 10 zile materia. Împărțit la 10, cât trebuie să fac? Trebuie să fac 34 de pagini pe zi, ceea ce este realizabil ca să termin materia până pe 15 septembrie. Asta în condițiile în care mă apuc pe 5 septembrie. Astăzi suntem în 4, mi-am luat ziua liberă pentru că este ziua lui Mert și am filmat și un clip de dimineață, am făcut puțin curat și da, după care o să mai rămână fix 2 luni ca să repet materia, toată materia. Cu prima parte stau destul de ok, adică
Nu așteptam, dar efectiv știu să localizez fiecare tabel, știu numele proprii, e ceva foarte dubios. M-a ajutat și chestia asta cu pusul a tot felul de bilețele prin toată casa, o să vă arăt și vouă, puțin mai încolo. Și am făcut și o simulare de pe grile rezidențiat, bine, nu neapărat cu grilele de pe grilele rezidențiat, pentru că mi se par cam complexe pentru ceea ce se cere la examen, dar oricum le-am făcut și pe cele. Dar simularea pe care am făcut-o a constat în 200 de întrebări din capitolele acestea, 7 cred că sunt la număr, pe care le-am făcut în ultima lună, cred, ultimele două luni, o lună și puțin, și am luat întrebări, de fapt, de pe site-ul acela, de pe grila rezidențiat, ei mi-au ales întrebări aleatoriu din grilele ce s-au dat în anii trecuți, din 2016 până în 2019. Și am luat un punctaj de 89, nu știu, 90%, ceva de genul, adică 850 de puncte din 950 de puncte. Ceea ce este ok, având în vedere că mai sunt două luni și ceva până la examenul de rezi, e ok. Ideea e că eu aș vrea, bineînțeles, ca orice om, să am un punctaj cât mai mare ca să... No. Să-mi permită să-mi aleg cât mai multe, să am o, nu știu, o plajă de variante, plajă, sună foarte weird, mă rog, cât mai largă. Cam atât. Cred că vlogul acesta o să fie puțin mai lung, deja vorbesc de foarte multe minute, dar nu este nicio problemă, sper, și pentru voi, pentru că dacă, e, dacă tot o să fie ultimul de aici, nu, să-l facem așa cât mai, cât mai cuprinzător. Așa că haideți să vă arăt chestiile acestea de prin casă. Cam așa arată. Vedeți, aici am tratamentul exacerbărilor din BPOC. Dacă vreau să prind becul, nu o să-l aprind până când nu știu tratamentul de aici. Și aici, la intrarea spre balcon, am tratamentul de la cancerul de sân. Nu știu, mi se pare foarte utilă metoda asta, pentru că așa când faci un capitol, ai tendința să-l uiți. Dar dacă tot vezi părticele, efectiv, din capitolul respectiv prin casă, parcă cumva, nu știu, te... Aici, la ieșire, la ieșirea din dormitor, am acest tratament de la astmul bronșic. Și trebuie să recunosc că mă ajută super mult. De fiecare dată, nu știu, înainte să ies, nu stau efectiv să citesc tot tabelul, dar măcar o treaptă, efectiv, treaba asta. Și nu știu, mi se pare foarte de ajutor. Mai am aici o chestie pe care nu pot să o rețin, de la pneumonie. Da, mă uit mereu pe ea, măcar vizual, să o întipăresc în minte. Dar asta e cea mai tare, trebuie să recunosc, de la aerul condiționat. Ia uitați. Asta, telecomanda asta o folosesc destul de des, adică mereu sunt cu ea în mână, deci trebuie să tot schimb bilețelele astea. Ia uitați, și niște diagnostice diferențiale, înainte să-mi iau o farfurie să mănânc. Pac, repetăm puțin treburile astea, cam așa. Și s-a făcut și seară, deja este ora 7:30 și astăzi nu am reușit să fac atât de multe, adică am făcut în jur de 15 pagini, mi-am făcut și niște scheme pe aici, mă rog, niște flashcard-uri, notițe, mă rog, probabil că pe astea le voi lipi pe undeva pe aici prin apartament. Am făcut refluxul refluxul gastroesofagian și boala ulceroasă, ceea ce înseamnă în jur de 15 pagini, cam așa, și m-am apucat să repet și pneumoniile. Am zis că în fiecare seară, indiferent de cât o să fac, o să repet și un capitol din cele vechi, nu știu cât are, 9 pagini, cam așa. În orice caz, eu n-am apucat să mă văd cum merg până la ora asta, pentru că a fost incredibil de cald. Astăzi au fost 43 de grade și o să ne vedem acum, o să mergem la o cafea, probabil la Starbucks, ați văzut că suntem obsedați. Cam atât pentru seara aceasta, mă bag să citesc pneumonia și ne revedem mâine sau zilele următoare. Atâtea luni de carantină și eu încă sunt la stadiul în care mă dau cu ruși pe buze înainte să ies din casă știind că o să port mască. How do you feel? Great. On your birthday? I feel great and blonde.
So that means I'm double great. Someone asked me if we're together. Neața, e o nouă zi și eu mă confrunt cu aceste două scoruri de la Gine și sincer nu știu cum o să le rețin, adică pentru scorul Coupland cumva am reușit să mă organizez și am luat fiecare număr în parte și l-am trecut aici pe hârtie în funcție de coloane și nu știu, parcă îmi vine mai ușor să le învăț așa. Dar pentru scorul acesta papirnic, efectiv, nu înțeleg. Deci, eu am postat și pe Instagram și am zis că în sfârșit înțeleg ce înseamnă salata de cuvinte. Efectiv, parcă au luat niște cuvinte și le-au trântit aici în tabel. La fel, am încercat să mi le scriu și să mi le subliniez cumva tot așa pe numere, dar nu știu cât o să rețin din ele. O să încerc. Între timp, mi-am făcut și o cafea. Nu cred că v-am spus, dar mi-am cumpărat, stai că am vorbit aici, mi-am cumpărat un mocha pot din acela în care faci cafea pe aragaz și e destul de greu de folosit, nu știu, mi se pare că se arde cafeaua super repede, am tot încercat să fac, cred că de vreo 2-3 ori și până la urmă mi-a ieșit ceva, mi-am și cumpărat cafea, by the way, de la Federal, o să vă arăt, este în frigider, de la cafeneaua aceea de care vă spuneam în videoul trecut și da, cam asta este. Neața, este ora 11, cam târziu în dimineața asta, dar este duminică și știți cum se zice că duminica nici iarba nu crește. Așadar, ne conformăm situației. Bineînțeles că mi-am comandat cafea, dar nu știu de ce astăzi a venit fără pai. Na, probabil că a uitat, așa că am transferat-o în acest pahar drăguț. Și de-abia aștept să o beau pentru că, sincer, chiar am nevoie de energie. Încă sunt la boala Crohn. Ieri am făcut destul de mult, după câte vedeți, 43 de pagini. Am făcut, obstetrica, nu știu ce am scris, obstetr, da, cancerul de col uterin. După care am început și boala Crohn și am repetat ocluziile și apendicita. Asta mai pe seară, în orice caz. Și astăzi aș vrea să termin boala Crohn și să continui cu Gine. Vedeți că mi-am scris patologia benignă a uterului și a ovarului. Dar mai ar trebui să mai adaug câteva pagini ca să ajung la 30. Însă, având în vedere că este duminică, îmi permit să fiu așa puțin mai permisivă cu mine, pentru că astăzi am vorbit cu peer studentul meu. Nu știu dacă v-am spus că în momentul în care eram în Turcia cu Erasmus, fiecare student avea un peer student care avea grijă de el, bla bla bla. No, și am zis să mă văd cu el astăzi și să mergem să mâncăm undeva, după care cel mai probabil o să mă reîntorc la minunata materie de rezii. După cum vedeți, mi-am scris și aici niște informații, bineînțeles că o să o lipesc pe undeva pe aici prin casă, ca să-mi fie la îndemână, mereu uit chestiile astea. Și da, să ne bem cafeaua și să ne apucăm de treabă. Gata, m-am îmbrăcat, m-am echipat, este deja ora 5:30 și sunt gata să ies. Nu am reușit, bineînțeles, să termin ce mi-am propus. Mai am în jur de 5 pagini, dar o să le fac după ce o să mă întorc. O să mergem la un restaurant foarte, foarte drăguț, undeva, de fapt, cred că e locul meu preferat de aici, de prin împrejurim, undeva la o oră de Adana. Și au o mâncare demențială, o să vedeți, o să vă filmez pe acolo, e cumva fix lângă mare, deci ai o priveliște superbă. Sper să mai prindem și lumină până ajungem acolo, zic. Bine, vă las, ne vedem în curând. Thank you.
dimineața, în sfârșit, este ora 10:09:50, să fiu mai precisă, și nu pot să mă pun la somn, oricât de mult mi-aș dori, pentru că mai am 5 pagini de făcut. Fie că vreau, fie că nu vreau, trebuie să le fac, asta e, pentru că dacă continui așa și zic, e, nu-i nimic, sunt doar 5 pagini, le fac mâine, se adună și în modul ăsta nu o să mai termin materia la data la care mi-am propus, așa că asta este, trebuie să mă sacrific și să termin. În orice caz, n-ar trebui să dureze mai mult de o oră, oricum nu aveam de gând să dorm în acest moment, exact în acest moment. După câte ați văzut, am mâncat și încă cum am mâncat, deci locul acela este locul meu preferat de pe aici, de prin împrejurim, în ceea ce privește mâncarea, și știu că mergeam cu toții și mâncam acolo când eram cu Erasmus, Doamne, genial! Așa că, astea fiind spuse, eu vă doresc o seară cât mai frumoasă, cel mai probabil o să ne auzim în câteva secunde, pentru că stați liniștiți, nu s-a terminat vlogul, m-am apucat să editez ce am filmat până acum și cred că am undeva la peste 10 minute, aș vrea să-l fac undeva pe la 25 de minute, ceva de genul. V-am mai spus că mai am 5 pagini, mai exact ultimele pagini din capitolul de gine. Și da, termin și cu ginecologia, mai punem o bifă acolo. După care mai am mâine de făcut și roza și cam gata și cu gastro și cu gine. Nu știu de ce o să mă apuc în continuare. Mă gândesc la neuro pentru că e mai greuț, mai complex, sau poate o să fac anumite părți din nefro, nici nu știu, vreau doar să scap de astea, pentru că, nu știu, e destul de complex capitolul ăsta din gastro, mă refer la bolile inflamatorii intestinale la care sunt acum, și mi-am lipit scorurile pe peste tot aici prin casă, în bucătărie am scorurile de la rectocolită și în baie am scorurile de la boala Crohn, știți, ca să nu ne încurc. Stați că vă arăt. După cum vă ziceam, scorul True Love Wits și Mayo, sau mă rog, și acest endoscopic, UCS, sau mă rog, whatever. Le am pe toate aici, de fiecare dată când prepar mâncare sau, mă rog, mă uit aici. Fiecare dată când spăl vasele, mă uit aici. Între timp am mai adăugat câteva, înainte erau doar astea două, dar am început să le cam știu, oricum trebuie să mai variez, să mai pun și altele. Și aici avem și scorurile de la boala Crohn și aici ceva scor de la astm și l-am pus aici lângă otită. Spre mirarea mea, să știți că funcționează super bine, așa că recomand. Bună dimineața! Astăzi, 7 septembrie, avem de învățat un capitol superb, anume ciroza hepatică. Știu că am zis că îmi place capitolul de gastro, însă 27 de pagini mi se pare foarte mult. După cum vedeți, mi-am scris aici chestii mai importante, în fine, încă nu am terminat. Am făcut din ea, nu știu, aproximativ 14 pagini, 15 pagini, aproximativ jumate. Și este ora 2 deja, Doamne, vedeți că mi-a schimbat imaginea de fundal. Acum am tabelul acesta minunat de la ce e? De la Gine, superb. Și da, după vreau să mai repet și 10 pagini din cealaltă parte a materiei. Aseară am reușit să termin tot ce mi-am propus și am făcut și infecțiile acestea genitale, vulvovaginita, vaginoza, bla bla bla. Și în total, astea le-am scris aseară, și în total am făcut
43 de pagini, total am făcut ieri 28 de pagini, ceea ce este foarte bine. Dar ciroza asta mă termină. Și de fapt de asta am venit în bucătărie, să-mi iau înghețate din aceasta. Încă nu le-am desfăcut, dar cred că ediția aceasta Magnum este specială pentru Turcia, pentru că n-am văzut așa ceva la noi, cu ciocolată, cu mure, cred că sunt astea, caradut, nu știu ce înseamnă, și caramel. Sper că sunt bune și, by the way, mi-am cumpărat aici niște falafel înghețat. Am de gând să gătesc astăzi, bine, încă nu știu dacă o să fac falafel sau o să gătesc ceva pui, în orice caz o să mai văd. Deocamdată să vedem cum este această înghețată. Acum ne delectăm cu un pahar de gin Hugo, sort of, nu știu, am făcut aici o combinație de zile mari. Am amestecat niște, stai să pun aici, niște lime. Și asta este fața mea după învățat 24 de pagini, da, cam așa mai am 3 pagini până să termin ciroza. Doamne, parcă nu se mai termină. Retrag tot ce am spus în legătură cu faptul că îmi place acest capitol, m-am răzgândit profund și am obosit, da, deci nu mai pot, dar cu toate astea știu că trebuie să o termin, așa că m-am gândit să desfac și eu acea sticlă de vin, de gin, pe care am cumpărat-o de la Duty Free, cred că ați văzut în clipul acela prim, pe Whitney, ceva de genul. Nu sunt vreo alcoolică notorie, de urmare am desfăcut sticla de gin de-abia după o lună de stat aici și de-abia se vede că este puțin colorat paharul, mai mult am pus șvep și așa. Și are un gust foarte bun, foarte dulceac și acum vreau să mă relaxez bând acest pahar de gin, Hugo, whatever, ce este el. Și după care să revin la ciroză. Și am încheiat acum. De data asta nu bună dimineața, pentru că este deja ora 5 și ceva, dar stați liniștiți că eu m-am apucat să învăț destul de vreme și până la ora asta am făcut și capitolul de uro și capitolul de orto. Deci 31 de pagini în total, practic mi-am îndeplinit norma pe ziua de astăzi și după cum vedeți mi-am scris aici informațiile cele mai importante din punctul meu de vedere și, mă rog, pe care le-am observat prin grile. Cum fac grilele de pe QuestMed. Da, nu este chiar atât de horror capitolul ăsta de orto. Am făcut și grilele care s-au dat în anii trecuți și sunt destul de acceptabile. Acum vreau să mai fac grilele acestea de pe QuestMed și după care o să iau o pauză și o să mănânc ceva. Și apoi vreau să mai repet puțin din ciroză, din bolile inflamatorii intestinale. Pe scurt, vreau să mai repet un pic din gine și din gastro, pentru că mi se pare că am trecut destul de repede peste ele. Cred că le-am făcut în 3 zile, ambele capitole, și acolo la ciroză parcă am niște lacune, că tot vorbim de ciroză, și vreau să mai trec puțin prin ele. Poate să mai fac niște întrebări sau poate să fac întrebările care s-au dat în anii trecuți. Cam atât. Nu vreau să vă zic foarte multe astăzi, decât că am niște rechizite noi și nu am apucat să vi le arăt încă. Aceste marcăre, ăsta nu, ăsta este un intrus, și patru, da, atât. De la Faber-Castell mi se par superbe și aceste două marcare de la Stabilo, pastelate, încă nu le-am desfăcut pentru că încă îl folosesc pe acesta de la Faber, este vechi, antic și de demult s-a dus și treaba asta, imprimatul, nu știu, numele, textul, whatever. Și am zis să nu-l desfac totuși pe ăsta încă pentru că deocamdată funcționează, dar eu îmi fac rezerve, după câte știți.
pentru că nu mă pot abține când văd ceva drăguț. Am aici niște pinuri pentru, nu știu exact cum se numește, tablă din aceea, panou din acela de plută, unde poți să-ți lipești notițele. După câte vedeți, deja am pus-o în funcțiune, mi-am scris chestiile cele mai importante de la orto. Pentru cei care dați rezii anul viitor sau, mă rog, în viitor și nu se schimbă materia, vă sfătuiesc să rețineți chestiile astea două. Semnele de certitudine și de probabilitate de la fracturi. Nu prea pot să bat în perete cu uie pentru că, da, it's not my home. Așadar, mi-am pus-o aici pe masă, pe lângă toate schemele astea. Sper să nu cadă pe aici. Guess who's having a mental breakdown? Mental breakdown. Who is it? Am revenit. Stați că a venit un curier. Și trebuie să-mi dezinfectez telefonul, pentru că, bineînțeles, că nu m-am putut înțelege cu el și a trebuit să sun pe cineva să traducă și... Long story. Efectiv, nu mai pot să învăț, nu mai am motivație să învăț și simt că mă mișc în continuare ca un melc. M-am apucat să trec prin materie pentru a treia oară, sincer, nici nu mai știu, undeva prin iulie, ori după licență, ori după absolvire, în orice caz, undeva între 20 și 30 iulie. Asta înseamnă că august, o lună jumate, cam o lună jumate a trecut de atunci și eu încă trec prin materie pentru a treia oară și mi se pare că nu se mai termină. Mai am reuma și... Asta fac acum, deocamdată mă ocupam cu lupusul și după mai am nefro, care, nu știu, știți cum e când faceți o anumită chestie și ajungeți pe ultima sută de metri și fix atunci nu mai aveți niciun chef, vă înnecați ca țiganul la mal, cum se zice. Deci cam așa mă simt eu în momentul de față și nu știu ce să mai fac, parcă... Nu mai intră informația, nu mai pot să acumulez, parcă până aici am acumulat informații și de acum înainte nu mai intră nimic. Nu știu ce să mai fac și cum să mai fac, mi se pare că indiferent de câte pauze fac sau la câte distragere apelez, tot în aceeași situație mă aflu după ce revin la învățat. Taci, te rog. Da, deci după cum vă ziceam, mă enervează absolut orice. Și nu știu, vreau să filmez chestia asta ca să vedeți că nu sunt mereu super zen și wow, învățat, da, trebuie, putem. Adică bineînțeles că trebuie, putem, da? Nu știu, când înveți așa de multe luni, gândiți-vă că de la început de carantină am început să învăț așa mai serios oarecum. Când a fost în martie, aprilie, mai, iunie, iulie, august, 6 luni, acum e a șaptea lună. Da, nu știu, e deja s-a adunat. Nu știu dacă neapărat stresul, dar pur și simplu să faci aceeași chestie, aceeași acțiune în fiecare zi de dimineață până seara e cumva obositor. Și v-am zis, chiar dacă îmi iau anumite pauze, chiar dacă fac și altceva, mă uit la un film, ies pe afară, beau o cafea, ies cu lumea, nu mai pot. Cred că trebuie să-mi iau o pauză de mai multe zile, să fac complet altceva, să-mi iau mintea de la rezide și mi se pare cam imposibil, pentru că mereu când fac câte ceva mă gândesc, bă, frate, da, acum mă simt vinovată că ar trebui să învăț. Acum făceam niște grile și îmi dau seama că, bă, eu am citit toată ziua 11 pagini sau cât are lupusul și n-am reținut aproape nimic, adică nimic mai mult decât știam deja din cultura mea generală. Cumva încerc să trag de mine cât pot de mult pentru capitolele astea două, pentru că sunt destul de importante și sunt destul de multe întrebări din reuma, din nefro, nu mai zic. Da, e 4, bineînțeles. Aici se cheamă lumea la rugăciune, știți că în religia lor musulmanii se roagă de 5 ori pe zi și de fiecare dată, mă rog, e un fel de chemare la rugăciune în limba arabă și se întâmplă destul de des, adică destul de des, de 5 ori pe zi. Și inclusiv la 4 dimineața îi cheamă și mereu mă trezesc din somn și durează destul de mult
chemarea aia, mi se pare, orică atunci, fix atunci mă trezesc pe mine din somn și mi se pare o eternitate, ori chiar durează mai mult, nu știu. În orice caz, eu vreau să termin grilele de la lupus acum, să mai trag așa cât pot eu de mine și după ce termin capitolele astea două, nefro și reuma, vedeți? Nu, deci creierul meu e o mare varză acum, nu mai funcționează. O să fie mult mai ușor, adică eu în fiecare zi mai și repet ce am făcut din urmă, nu știu, mai repet cât un capitol mai micuț și mi-amintesc așa, adică capitolele din urmă sunt ok, dar efectiv asta, acum acumulatul de informații nouă, nu se mai poate, nu se mai poate. Așa că aștept să termin. Nu știu, nu știu ce să vă mai zic. I'm tired. Da, sper că puteți observa freza mea minunată, dar am zis să închei vlogul cum se cuvine și să vorbesc puțin acum cu voi, pentru că după care o să-mi iau ziua liberă. Astăzi este duminică și în general cam așa am făcut. Mi-am luat duminicile libere, altfel nu știu, cred că o luăm razna complet și după cum puteți observa, am aici, sunt în baie, by the way, am aici toate schițele și schemele, nu toate, astea mai importante. De obicei le schimb locul și le pun așa pe peste tot prin casă, ca să mă, v-am mai spus de fapt, cred că ori în vlogul ăsta, ori în vlogul trecut. Și acum fac niște bucle, așa, legere, pentru că, din cauza umidității, părul meu nu o să stea întins veci pururi. Știți că de obicei îl întind. Și, da, vreau să merg la niște poze. Sper să nu mor, pentru că afară e super cald. Sunt vreo 35 de grade astăzi. Știu că ziceam în vlogul ăsta, nu mai știu, pentru că filmez de foarte mult timp. Cred că deja am început să filmez la acest vlog de mai mult de o săptămână. Cred. Nu știu, am pierdut noțiunea timpului și știu că spuneam că s-ar putea să fie ultimul din Turcia, dar cred că m-am răzgândit și cred că o să aveți impresia că sunt bipolară sau ceva, dar efectiv, ca, nu știu, cred că se întâmplă asta oricui, dispoziția lui e în funcție de circumstanțele externe. Astfel, dacă se întâmplă ceva nașpa și dispoziția mea o să fie mai nașpa. Dacă nu pot să învăț cât mi-am propus, dispoziția mea o să fie mai nașpa. Dar dacă o să am un factor pozitiv, atunci o să am o dispoziție mai bună și o să am mai mult chef de făcut chestii. Astfel că, astăzi, de dimineață, a postat Ani, Anabela Oficial, dați follow, probabil că o știți. 100% de la ea m-am inspirat când a venit vorba de acest vloguri și mi-a scris și voi să fac vloguri de rezi ca ea, ceea ce am și făcut. Și, nu știu, mă motivează super mult și ea, la fel, le-a filmat în timpul reziului și, ca orice om normal, nu a stat cu ore de să le editeze în timp ce învăța la rezi și le editează acum și le tot postează. Și a postat astăzi unul, de undeva de prin septembrie era. Băi, și m-a ajutat atât de mult, adică e cumva fain să vezi că sunt oameni care trec prin aceeași chestie prin care treci și tu și că nu ești singur în toată treaba asta. Și, nu știu, e cumva interesant să vezi și experiența altora și nu neapărat să te compari, dar pur și simplu să vezi că mai e cineva acolo și că nu ești singurul nebun care trece prin toate stările astea și e absolut normal, adică după atâta, ce se aude? După atâta vreme de învățat, e normal să treci prin absolut toate stările. Mi se pare super useful, așa, mă gândeam să mă opresc și să nu mai filmez de aici, dar chiar, nu știu, simt că e cumva de datoria mea să vă ajut și să postez aceste clipuri și, nu știu, ea câte are până acum, până în momentul de față, cred că a postat vreo 11. Băi, și îmi place, nu știu, îmi place să văd așa fiecare proces, cum s-a organizat, cum își bea cafeaua și... Să zic că ar trebui să mă opresc pentru că muream de cald. Da, după cum ziceam, sunt foarte puține clipuri pe YouTube în legătură cu acest subiect. Dacă cauți rezidențiat, maxim o să găsești clipuri din alea cu reportaj de la știri, cum au fost la rezidențiat interviuri. Și da, nu
nu știu, mi se pare așa super fain să ai un fel de insight, să vezi cum se organizează lumea și poate par mărunte chestiile, dar inclusiv treaba asta cu, uite, astăzi mi-am propus să învăț 10 pagini sau astăzi îmi iau o cafea, astăzi eu mă simt deprimată, astăzi nu mai pot să învăț, poate că par chestii mici și stări normale prin care trece orice om, dar cumva you can relate, nu știu, și te ajută, nu știu, cel puțin pe mine una mă ajută, că o să vă ajute și pe voi, da, anul ăsta, dacă nu se schimbă materia, pentru că am auzit că ar vrea să schimbe bibliografia, ceea ce ar fi un lucru bun, adică am văzut referințele bibliografice și sunt ceea ce trebuie, însă sper ca traducerea să fie una normală. Gata, cam atât am vrut să vă zic. Aici se încheie vlogul. Probabil că o să mă mai apuc să filmez, nu știu, depinde de ce stare o să am, pentru că sunt foarte imprevizibilă, dar cred că o să am o stare bună, pentru că mai am capitolul de nefro. Ieri am făcut reuma toată ziua, am și terminat. Și după gata, termin materia pentru a treia oară și am la dispoziție fix 2 luni să tot repet materia. O să vă povestesc mai multe în vlogul viitor. Vă pup și ne revedem data viitoare.